Bună ziua, dragi prieteni, și bine v-am găsit la un nou videoclip de pe acest canal. Astăzi să fac un videoclip cu găinile, cu puișorii. Uitați aici o puicuță, este de ouă verzi. Cloșca aceasta care acum a terminat de clocit, acea albă. Uitați aici și gâsculițele, o să vi le arăt doar așa puțin, că o să le vedeți mâine. Puii, haideți să-i chem puțin să vină. Pui, 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 pui. Hai, pui, 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 pui. Bine că nu sunt toți aici, dar uitați, și am două puicuțe cu moți, aceea și aceea, și am și cocoșelul ăsta, care mi-l place și dacă o să trăiască, o să rămână pentru la anul. Rățuștele trăiesc toate 5, din cele ce le-a scos incubatorul mai trăiesc 3. Uitați aici, și cocoșelul acela, țin să vă anunț că deja l-am văzut că vrea să calce, se urcă pe găini și găinile fug cu el în spate. Aici am doi pui din aceștia albi, au și ei apă și mâncare. Aceștia au mai rămas, au fost mai mici. Aceștia iarăși sunt tot așa cum știți, poate au mai crescut, dar mie nu-mi pare. Au apă, le-am cumpărat celor concentrate, doar că mai multe dau pe jos. Nu-i pot încă lăsa afară, că trec prin gard la vecini. Uitați rățuștele, aici două, aici una, aici una și una nu știu pe unde este. Da, toate sunt bine. Acum dimineața am numărat găinile, 48 de găini și 2 cocoși, deși nu știu de unde sunt atâtea, că trebuia să fie mai puține, dar o să mă apuc iarăși de tăiat. Aș vrea să tai 20, aș vrea să tai, să rămână 20, ca să-mi pot lăsa toate puicile câte le am anul acesta, doar că nu pot să tai 20, că sunt prea frumoase și, na, mi-e milă și nu pot. Ce să vă mai zic, puii sunt bine, găinile nu prea mai ouă, cam 10 pe zi doar. Uitați, curcile ar vrea să iasă afară. O să văd poate astăzi, o să le las. Uitați aici, uitați aici câte nuci. Câte nuci au rămas. E plin de nuci. Doar pe o creangă, uitați-vă câte sunt. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13. Sunt foarte multe. Nucul ăsta de vreo 5-6 ani încoace tot așa face. Multe, multe. Uitați aici. Pe o creangă sunt 6, pe o ramură. Aici sunt 6, aici sunt 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Sunt extrem de multe. Uitați cum se bagă în picioare la mine rațele. Haideți să vă arăt aici găinile. Acestea mai bătrâne. Cocoșul ăsta care începe să aibă și el pinteni. Oricum la toamnă o să-i sacrific pe amândoi. Aici tot le umplu balta aceasta cu apă, că se scaldă gâștele. Acestea de la vecina mea vreau să le sacrific pe toate. Aceea, aceea, aceea albă, cealaltă. Am pus curca pe ouă și o să verific ouăle de sub ea. Și poate, nu știu sigur dacă nu o să fie fierfile, deși eu sper să fie, poate o să pun de găină. Uitați și porumbeii cum se curtează. Uitați acestea din toamnă, aceea, aceea, cealaltă cu moți este dincolo și aceasta, nu știu ce este cu ea, dar s-a făcut extrem de grasă, parcă este din aceea rasă mixtă.
Și cocoșul acesta care dacă mă enervează o să plece mai repede ca și celălalt, pentru că sare pe mine. Acum dimineața a venit și când i-am dat o găleată, că eram cu o găleată goală în mână și mă tot... Uitați-l cum face către mine. Aici, haideți să vi le arăt puțin și aici. Rațele acestea românești care poate o să rămână și pentru la an. Poate o să rămână și pentru la anul. Uitați-l cum face. Se încoardă către mine. Ele, nu știu de ce nu ouă, că văd la alții că ce bine ouă rațele românești și astea. Fac 2-3 ouă și stau iarăși 2-3 săptămâni. Da, și da, prieteni, haideți să vă mai arăt puțin găsculițele. Acesta am fost eu, până data viitoare. La revedere!